Deci nu am mers niciodată nici într-o instituție să țip, să ridic vocea. Am o neînțelegere. Pot să merg să întreb frumos, să rog până la urma urmii. Deci indignarea asta este. Cum noi să facem? Până la urma urmei, activismul ăsta civic, noi trebuie să-l promovăm corect? Sau cum? Da, normal, nu oricine poate lua camera în mână și să bage în sufletul oamenilor. Nu orice poți pui la cameră sau din spatele camerei, la microfon, în spațiul public, pentru că internetul e asociat cu spațiul public. Libertatea de exprimare nu-i absolută, e limitată, nu trebuie să încalci drepturile altor oameni prin exprimarea ta, nu trebuie să inciți la ură, la violență, nu trebuie să rănești onoarea, demnitatea omului, nu trebuie să comentezi, eu știu, apartenența etnică și tot așa. Tocmai aceasta a făcut-o, a încălcat aceste reguli, le-a încălcat Dermingi Galina în primăria din satul Burlacu. Păi și La data de 11. Ați făcut demersuri la organele de drept, sperăm că o să constate și injurii și calomnii și o să o amendeze ca să-i vină minte la cap. Să se liniștească altă dată, să se exprime responsabil. Eu îi zic, astăzi am fost invitată la primărie, am oferit polițistului înregistrările, adică PSD. Deci la data de 11. S-o ocup polițistul de sector sau a venit de la raion cineva? De la raion erau doi polițiști, două doamne, respectiv o doamnă, de câte am înțeles, audiat-o pe Dermingi Galina și eu am predat acel CD. Deci la data de 11 eu nici nu eram nici în sat, nu eram nici în primărie, eram la cahol cu alte chestii. Dar deci, ce relevanță are data de 11? O pomenit ea ceva de data de 11? La data de 11, Galina Dermingi a făcut două postări în direct chiar din primărie, unde iarăși eu sunt acuzată. Cum pot eu să suport acuzațiile acestea neîntemeiate? Depinde de ce vă acuză. Dacă vă acuză, eu știu că îmblați lela, cheltuiți banii publici, chestii din astea care sunt impresiile ei, sunt protejate de libertate de exprimare, se numesc judecăți de valoare, dumneavoastră sunteți persoană publică, totuși ales al poporului, dar dacă vă acuză, cum spuneați mai devreme, altă dată, că ați înșelat organizația cei care aduna bani pentru apeduct cu 500 de lei, astea sunt acuzații nefondate și poate intra sub incidența legii contravenționale și depășește limita admisă a libertății de exprimare. Părerea mea, să vedem ce o să zic poliția. Deci aici este articolul 69-70. Da, calomnii sau injurii, da, unul dintre articolele astea. Da, dar ideea care e că noi, în calitate de consilieri, am încercat să rezolvăm problema. Dar vă spuneam, care problema? Ce e cu săditul copacilor pe marginea drumului sau cu accesul spre grădină? Că am înțeles că și asta e o problemă. Deci acolo este o problemă între ei doi vecini, care ei de mult nu o rezolvă. Dar aici este o ambiție a Galinii Dermingi și nu este dragoste de natură, eu am zis. Este o ambiție a ei. Ea spune că e o ambiție a vecinii dumneavoastră pe care dumneavoastră o susțineți și o alimentați. O, a vecinii ei. Deci cum dacă noi suntem 7 membri? Apropo, am concretizat că atunci nu știați că suntem 7 membri în Comisia Administrativă. Doar eu un singur vot am, o singură mână ridic atunci, dar noi suntem 7. Plus încă și un membru este din societatea civilă. Și toți am participat la ședință. Nu toți sunt consilieri. Nu, 6 consilieri și un cetățean din societatea civilă. Așa se în Comisia Administrativă. Dar vă zic, să-ți vezi tu tot amarul pe două persoane, inclusiv pe mine și persoana primarului, că vă zic, eu sunt acum în primărie, primarul deja dumnealui tot depune o plângere, pentru că este genant și pentru dumnealui. Nu se merită ca Galina Dermingi să-și permită un atare limbaj vulgar în interiorul, în incinta primăriei.
acuzându-ne pe toți că suntem guzgani, că suntem... Dar au generat o sumedenie de comentarii denigratoare. Da, oamenii reacționează la astfel de atitudini și puțin le condamnă, cei mai mulți sunt haită și le accentuează, le răspândesc, le dezvoltă. Dar fac trimitere la toate chestiile acestea, știți? Poate dumneavoastră puteți să accentuați, adică să plasați acel video care ia eu nu pot să-l văd. Că și dacă ești atât de cinstit și îți vrei dreptatea, de ce nu oferi să vadă toți angajații primării? Pentru că ei sunt blocați toți. Deci eu la cineva, altcineva am văzut postarea Ea ei. Vorbește Eu despre la fel. ei, dar i-a blocat pe toți, da? Ce spuneți? Vorbește despre angajații primăriei și despre aleșii poporului, dar i-a blocat. Nea ta ești blocată, de asta nu poți vedea ce publică ea. Da, nu pot vedea, nu pot vedea. Da, toate comentariile acestea mie îmi sunt aduse la cunoștință de către cunoștințele mele de pe rețelele de socializare. Ceea ce pentru mine este josnic. Da, am înțeles că vorbește și public, vine și la ședințele de Consiliu, deci nu vă lucrează pe la spate numai. Vorbește și deschis în față, nu? În sens că nu vă bârfiește doar, nu vă înjură pe la spate, vă vorbește și în față. A fost transmis în direct de la ședințele da, Consiliu, și poate prin îți vine și la spate, practic, aceasta e un... Poate îți vine și Eu la la ședințele următoare. Ce vorbește ea prin spate cu mine absolut nu mă deranjează, dar mă deranjează faptul că ea s-a exprimat la adresa mea că suntem guzgați, că ea o izgonește pe Tamara Rotaru și câte și mai câte. Deci, nefondat vorbind, vei fi pedepsit. Așteptăm să se pronunțe justiția. Aveți răspuns de la procuratură că ați făcut și plângere penală. Da, desigur. Chiar pe această cale, dacă dumneavoastră o să avea posibilitatea, eu nu știu cum puteți lua legătura, are dreptul să vină cu o replică. Da, pot să o sun chiar acum și să o întreb. Că pe mine nu m-a blocat deocamdată. Dar aveți toată... Libertatea și pentru că nu-i dreptul. Normal. Și am și interesul să aud părerea ei. Bine, doamnă, mulțumesc pentru mărturie Sănătate. Și confesiune și pentru încredere. La revedere! Sănătate!